Clipa înserării se apropie ușor-ușor cu pași nevăzuți. Asfințitul ascunde soarele după dealuri, iar în partea cealaltă străjuie un colț de lună. Din gospodăria de la țară vă spun seară bună! În timp ce Tomiță își face somnul de frumusețe, noi ne-am gândit ca să preparăm ceva dulce, un dulce simplu și bun. Avem aici ingredientele și anume unt, lapte, făină, zahăr, sare și zahăr vanilat. Așa că rămâneți aproape de noi pentru că astăzi vom pregăti desertul copilăriei, numit în zona noastră coleașă, iar prin alte părți tocmagi sau colarez. Pentru început am tăiat untul în bucățele mai mici pentru a se topi mai ușor când punem vasul pe foc, dar se poate pune și întreg. Am pus untul la foc mic și amestecând din când în când până se topește în totalitate. Untul s-a topit foarte bine și acum adăugăm prima parte de făină. Amestecăm temeinic ca să se încorporeze bine făina și să nu facă cocoloașe. Punem și partea a doua de făină, amestecăm bine până se încorporează și după aceea, ușor, ușor, punem câte puțin lapte. Mai precis, aproximativ 70% din cantitatea de lapte necesară. Trebuie amestecat foarte bine până dispar toate cocoloașele, iar compoziția capătă consistența de ciulama. Compoziția s-a mai îngroșat puțin și adăugăm sare după gust. După ce se mai îngroașă puțin, adăugăm și partea cealaltă de lapte. Se amestecă temeinic și continuu, ca să nu se lipească. Apoi adăugăm zahărul. De recomandat ar fi să nu-l punem pe tot și să gustăm. Poate dorim mai puțin. Amestecăm foarte bine până se topește zahărul și apoi adăugăm zahărul vanilat. Iar după ce acesta s-a încorporat suficient de bine, oprim focul. Iar coleașa noastră, desertul copilăriei, este gata pentru servit. Cine a trăit la țară în copilărie, sigur a mâncat așa ceva, iar rețeta cu unt este cea mai bună. În descrierea videoclipului o să găsiți și linkul cu rețeta simplă de coleașă, care se prepară într-un mod puțin diferit. Coleașa se poate servi atât fierbinte cât și rece, cu puțină scorțișoară pe deasupra sau dulceață de vișine. Dacă v-a plăcut această rețetă veche, vă mulțumim mult pentru vizionare și vă mai așteptăm cu mare drag la noi videoclipuri. O seară frumoasă tuturor!